Fraților, bine ați venit, ne gândeam, făceam o socoteală de câți ani ar avea Ion Iliescu dacă ar trăi pe planeta Pi. Având în vedere că pe planeta asta un an înseamnă 3,14 zile. Vă dați seama, cu toții am fi milionari, miliardari cu vârsta. Ar trebui chiar tăiat un zero și vorbit la Banca Națională, da? La domnul Isărescu, la domnul Vasilescu acolo, să mai taie un zero sau poate chiar mai mulți ca să avem niște ani cât de cât suportabili. Știți că s-a descoperit o nouă exoplanetă pe care pământenii au denumit-o inteligent planeta Pi, întrucât se pare că ne-a picat și nouă, că pe bombeu nouă, de fapt celor de la NASA până la urmă, această idee că această planetă încheie o orbită completă în jurul stelei sale la fiecare 3,14 zile. Ceea ce înseamnă că un an nu durează 365 de zile acolo, ci 3,14 zile. Gândiți-vă totuși că nu ne-a trecut chiar glonțul pe la ureche, pentru că această planetă e departe de noi, dar dacă s-ar fi trăit pe această planetă, că temperatura este de 177 de grade Celsius, deci nu este locuibilă pentru noi, totuși dacă s-ar fi trăit acolo, Ion Iliescu n-avea 90 de ani, avea câteva milioane, câteva miliarde de ani. Iată că totuși sunt unii chiar mai nefericiți decât noi, sau ar putea fi. Acum, ce ne surprinde în al doilea rând, că nu putem să trecem peste un subiect ca ăsta chiar atât de ușor, totuși, este că s-a transmis de la NASA că această planetă se învârte în jurul axului său, în jurul stelei sale, are o stea acolo pe care o ține legată de o sfoară, cu o precizie de ceasornic. Adică este cea mai disciplinată planetă. Stau și mă gândesc, noi, cine organizează, cine aranjează toate lucrurile astea în univers? Păi cum este posibil acest lucru? Cine o fi determinat planeta asta? Cum a ajuns ea? Cine a creat-o? Da, sigur, sunteți în campania electorală, răspunsurile cu cât sunteți mai neștiutori, cu atât vă vin mai repede în gură. Da, nu sunt astea. Știm și noi astea cu Dumnezeul PSD-ului, Dumnezeul PNL-ului, hai să fim serioși. Dar stând așa și gândindu-ne ca savanții, tot am aflat astăzi că premiile Nobel în acest an nu vor mai fi decernate ca până acum, adică ceremonia nu va mai exista. A fi așa o videoconferință unde, televizată probabil, dar fără ceremonial, pentru prima oară din 1944 se întâmplă acest lucru. Deci uitându-ne și noi ca niște savanți așa, cine a aranjat lucrurile astea în universul ăsta în asemenea hal? De exemplu, planetuța asta. Totuși e aproape la fel de mare ca și Pământul, are 95% din suprafața Pământului, este o planetă practic geamănă cu Pământul. Cine a plasat-o acolo? 177 de grade Celsius. Deci asta înseamnă că într-o săptămână de lucru de asta de-a noastră, ăia trăiesc 2 ani. Trece și COVID-ul, mai repede acolo, fraților. Bun, asta ca să ne strânească un pic melancolia, dar mă îndoiesc că de data asta va fi de bun augur, pentru că de obicei asta ne încarcă pozitiv. Mai citim câte o poezie de Mircea Dinescu, îl recitim pe Edgar Allan Poe și de obicei ne dinamitează. De data asta vine o știre care n-are cum să ne bine dispună. Este de fapt continuarea știrii de ieri, ca pe vremea când îi anunțam averea lui Adrian Năstase. Continuăm și astăzi, dar doar pentru asta. Mai aveam punctul ăsta de precizat și n-am vrut să mă încurc ieri acolo că eram pe final să pierd o știre pe care o puteam exploata. Am primit informația că s-a schimbat omul care se va ocupa de următoarele ambasade. Senegal, Guinea, Mali, Côte d'Ivoire, Capu Verde, Burkina Faso, Gambia și Guinea-Bissau. Este un nene, Nicolae Năstase, NN. Ăsta a fost ambasadorul României în Tunisia, a fost rechemat în 2016 când a început tămbălău acolo. Probabil omul a început să plângă. Și după aia a fost trimis adjunct al ambasadorului de la Strasbourg. E mult spus, România neavând decât consulat la Strasbourg, dar, în fine, așa sunt formulate informațiile. Ambasada
României în Franța este la Paris, la Strasbourg și la Marseille avem consulate. După cum se știe, da? Totuși Nicolae Năstase ăsta, dacă mi l-a putea cineva prezenta. Deci, haideți să mai citim o dată. A fost în Tunisia, da? Unde după limba arabă se vorbește franceza. După aia a fost la Strasbourg ajutor de consul. Nimic, adică se ducea pe la meciuri, pe stadiul la Meno. După care va fi trimis să reprezinte România în Senegal, français, Guinea, français, Mali, français, Côte d'Ivoire, français, Burkina Faso, français, Capo Verde, portugais, Gambia, anglais, și Guinea Bissau, portugais. De 8 țări. Aceste 8 țări toate vor fi în portofoliu nei ca nimeni, ăsta că tot doi de nă. Nei ca nimeni, Nicolae Năstase. A, restul aproape că nici nu mai contează. Aș picui totuși așa, Ana Voicu, fostul ambasador al României în Republica Federală Mexicană, este trimisă acum în Republica Orientală Uruguay. Mă deranjează și asta un pic. Cum e, bă? Din Mexic să ajungi în Uruguay? Genial. Fostul ambasador al României în Azerbaijan, Daniel Cristian Ciobanu, a ajuns acum în Uzbekistan. Asta s-a obișnuit cu zona aia. S-a obișnuit. Și în fine, doamna Cristina Romilă, directorul direcției Asia-Pacific din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, preia Vietnamul și Cambodgia. Aba, eu nu înțeleg ce legătură are Pacificul cu Vietnamul și cu Cambodgia. Poate pentru Mae. Poate pentru Cristina Romilă, pentru noi, să mi se explice că nebunesc, care e legătura Pacificului cu Cambodgia? Nu e nicio legătură. Din Cambodgia și până la Oceanul Pacific, mai e cale lungă. Cam câtă este din Cambodgia până în România? Vedeți-vă de treabă. Sau din Vietnam. Ce legătură are Pacificul cu Vietnamul? Pe hartă așa par apropiate, dar n-au absolut nicio legătură, îmi pare rău. În fine, oricum, teribil pentru noi. Deci, dacă îl vedeți pe undeva, pe Nicolae Năstase, îi cunoașteți adresa de e-mail, contul de Facebook, le întrebați și pe... Da, cum se descurcă cu țările astea? N-are nevoie de o mână de ajutor? Haideți să nu-l intimidăm din prima. Am văzut și eu că dacă s-a aștept cerți cu un om, l-ai pierdut. Haideți să luăm întâi cu frumosul pe nenea ăsta. Deci dacă cumva dați de el, că sunteți mai pricepuți decât mine cu internetul ăsta, ne întrebați-l de Mali. Știe că acolo totuși e o problemă extrem de gravă. Da? În Mali este o insecuritate crasă. Da? Guinea, Senegalul, Côte d'Ivoire, Burkina. Ce face cu țările astea? Gambia. Știe ceva de Gambia asta? Da? O enclavă anglofonă în interiorul Senegalului. Sunt probleme acolo de etnii, de religii. Este extrem de complicată situația cu Gambia. Senegalul și Gambia au dispute frontaliere. Senegalul și Guinea Bissau se bat pentru o zonă de asemenea extraordinar de importantă, una dintre cele mai mănoase regiuni din Africa. E nevoie totuși de o mână forte acolo, nu de un pămpălău. Adică vreau să spun, de un om dintre ăsta care să se ducă doar ca să doarmă undeva pe o sofa. Că așa mi-l imaginez. Voiajând undeva între Dakar și Abidjan, poate ajunge și pe la Yamoussoukro, dar mai puțin probabil, și își petrece weekendurile până insula Sal, în Capul Verde. Și cam așa-l văd. Cum să fii totuși trimis acolo? Vreau să întreb și eu, totuși, de înălțimea asta a pupitrului nostru, câtă e, ce competențe totuși trebuie să ai ca să ajungi acolo? Cam ce trebuie să știi? Bun, în afară de pile de relații, că am aici o listă, dacă ne apucăm să-i citim pe toți, toți sunt piloși, bă. Toți, bă. Deci uitați-vă, de exemplu, Silvia Davidoiu. Este noul ambasador al României în Serbia. A fost ambasador în Austria. Soțul său este ambasador în Norvegia. O, cum Dumnezeu? Bărbatul în Norvegia ambasador... Tu ești ambasadoare în Serbia. Cu ce relație e asta? Vă întâlniți unde? La Viena, pe teren neutru. Probabil, unde doamna a fost ambasadoare în Etiopia. Ce e asta, bă? Mergem mai departe, în Turcia. Noul ambasador este Ștefan Alexandru Tinca.
Este fiul lui Gheorghe Tinca, îl amintim. Fostul ministru al apărării pe vremea lui Nicolae Votcăroiu. În guvernul Votcăroiu. Era ambasador Tinca ăsta. A fost secretar de stat în MAPN, în mandatul lui Mihnea Motoc. Este apropiatul lui Teodor Meleșcanu, care l-a propulsat în funcția de director general. Soția ăstuia, Ana Tinca, a activat la ambasada de la NATO și a ocupat funcția de ambasador al României în Belgia. Deci numai așa sunt toți, bă. Bă, dar competențe, bă. Bine, haideți că ajungem mai departe, o să vedem imediat, o să vorbim și despre competențe. Deocamdată, angoasele reprezentantului României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, care deja ne-a pus în gardă că în perspectiva introducerii unui vaccin patentat până undeva la mijlocul anului viitor, dacă condițiile vor fi optime, România, fiind membra Uniunii Europene, a primit și ea niște saci cu vaccinuri. E bine, știți care este marea problemă a lui Alexandru Rafila? Omul se îndoiește că România ar avea capacitatea să-și vaccineze cetățenii, întrucât noi nu avem nimic pregătit pentru asta. PSD-ul, care se ocupă de pensii și de explozia bugetului de stat, de exemplu, nu a luat niciodată în calcul că ar fi luat-o guvernele PNL, că astea sunt mai puține și mai apropiate de era noastră. Dar de mezozoic. Da, n-a făcut așadar PSD-ul niciun efort în direcția asta, de altfel lucrurile încep să se vadă. România are cei mai mulți morți în momentul de față de COVID în Uniunea Europeană, raportat la perioada pe care o traversăm. Avem de 10 ori mai puțin morți decât în Marea Britanie. Știți ce înseamnă asta? Că îi depășim pe britanici maximum 2 ani. La numărul de morți. Deci, de astăzi în 2 ani, bine, nu va mai fi guvernul Orban, nu va mai fi Nicușor, da, nu, peste 2 ani tabula rasa. Dar, atenție, atenție la ce vă spun de acum. Deci, de astăzi în 2 ani, România va avea cel mai mare număr de morți de COVID din Uniunea Europeană. Hai să vedem dacă avem dreptate sau nu. Deocamdată ne e teamă că, deși vine vaccinul, în gara noastră nu-l poate opri nimeni. Din cauza corupției, din cauza birocrației și nu în ultimul rând, din cauza incompetenței. România nu este pregătită, fraților, sau cum se spune în ziua de astăzi, bă, băiatule, nu este pregătită să administreze vaccinul. Atenție mare! Nu că s-ar pricepe domnul Rafila la ceva. Dimpotrivă, este un om totalmente nepregătit și un foarte prost comunicator. Dar asta nu contează că nu ne face el vaccinul. El doar a auzit, ca prostul, cum am auzit și noi, că vine vaccinul. Bine, domnul Rafila greșește. Noi am spus un pic mai bine decât dânsul. Nu va veni chiar până la anul viitor. Va veni undeva la sfârșitul anului viitor, deci mai este, cum vă spuneam, acum 4-5 luni, cel mai devreme în toamna lui 2021. Dar nu contează asta. Câștigă domnul Rafila și câștigă proștii din țară 3-4 luni. După care va veni vaccinul, adică cum vin telefoanele mobile. Va fi disponibil. Va fi și 5G-ul până atunci, va fi și vaccinul antigripal ăsta NEO, adică de nouă generație, și va fi vaccinul COVID. România nu este capabilă, doamna Firea. Asta poate o să rezolvați cu podul Ciurel până atunci, mai trageți o bretea. Dar nu o să avem vaccin decât pentru politicieni și pentru ne toți. În rest, el nu va fi disponibil. Ăsta spune Rafila în proasta lui comunicare încoată, atrag atenția acestui lucru, că ar trebui persoanele vulnerabile, ce înseamnă persoane vulnerabile? Adică toată România, da? Persoanele vulnerabile și personalul medical să primească vaccinul mai întâi. Nu! Vă înșelați, domnul Rafila, sau sunteți prea pupincurist. Nu, nu, politicienii trebuie să-l primească întâi și după politicieni să nu mai primească nimeni. Domnul Rafila, dumneavoastră vorbiți așa în Dodi. Vreți să vă spun ceva? Dacă nu se organiza scrutinul ăsta de la sfârșitul săptămânii în școli, s-ar fi organizat în spitale. Știi ce s-a întâmplat? Ieșau toți bolnavii și morții de COVID și așteptau 4 zile până să votau cretinii între ei. Asta e România. Deci deocamdată am oprit doar școlile. Da? Am oprit școlile în extremă urgență că vine votul. Și am aflat astăzi de la profesori, nu se face învățământ online.
Vreau să vă atrag atenția, doamna Anisie, nu există învățământ online decât profesorii n-au după ce să predea acasă. Ei nu au mijloacele necesare. Da? Să predea ceea ce aveau de predat în aceste zile, nu le au. Mi s-a comunicat foarte clar, sunt 4 zile libere. Voi votați-vă analfabeților între voi ca să ne mai conduceți 4 ani. Dați-o dracului de școală, că oricum nu contează. Dar problema mare este asta. Dacă nu ne încăpeau școlile, îi scoteam afară din spitale ca să voteze. Deci întâi și întâi politicienii să fie vaccinați și după aia restul vaccinurilor aruncați-le pe gârlă ca să nu profite nimeni de ele. Asta este metoda PSD-istopenelistă. Haideți să vă redau un dialog între Carmen Dumitrescu, o ziaristă din Teleorman, care a prezentat pe Facebook acest interviu, și un edil, un domn din județul Dragnea, care explică de ce a trecut el, domnia sa, de la PSD la PNL. Deci este interviu tip pe care orice jurnalist de la București ar fi trebuit să-l ia, dar n-are curajul. Pentru că după aia se gândește că nu mai poate să ia destulă șpagă și poate n-are cariera asigurată. A făcut doamna asta de la